Iubitorii mașinilor puternice au motive să fie încântați, dar și ocupați weekendul acesta. Bolizii cu mulți cai putere, perfect întreținuți, dar și ultimele tehnologii și accesorii specifice industriei auto din România, îi așteaptă la salonul Automoto din capitală. Acolo se află și colega mea, Gabriela Mihai. Bun găsit, Gabi, care este atracția evenimentului. Am găsit spectacol și adrenalină pe patru roți aici, în piața Constituției, unde chiar acum are loc o demonstrație de drift la care s-au înscris numai puțin de 30 de participanți din țară, dar și din străinătate. Așadar, după cum vedeți și dumneavoastră, sunt șoferi profesioniști de drift. Toți acești oameni s-au pregătit luni bune pentru a participa la aceste demonstrații. Mai pe seară va avea loc și un concurs și în urma concursului cei mai buni se vor califica pentru finala care va avea loc tot mâine aici în piața Constituției, în centrul capitalei. Vorbim despre sute de cai putere. De exemplu, mai devreme aveam în imagine o mașină care avea numai puțin de 700 de cai putere. Gândiți-vă așadar cam ce demonstrații sunt aici în piața Constituției. Demonstrații pentru toți jucătorii de adrenalină, după cum puteți vedea și dumneavoastră. Spectaculoase de altfel și mai mult decât atât, atunci când aceste demonstrații se vor încheia, au loc tot felul de concursuri aici. La ora 14 va fi și o paradă automoto, așa că toți iubitorii de mașini trebuie să vadă cum arată toate aceste mașini. Va fi și un concurs de mașini tunate și cea mai tunată mașină va și câștiga. Prin urmare, vorbim de foarte multe concursuri și întreceri care vor avea loc aici în piața Constituției și cei care nu sunt așa foarte încântați de o doză mare de adrenalină au ce face dacă vin aici, pentru că știm foarte bine că la astfel de concursuri și la salonul Automoto și foarte multe mașini puse la expoziție. Vorbim despre branduri absolut foarte recunoscute și, bineînțeles, cum spuneam, adrenalina este maximă aici, așa că înturați-vă să veniți, pentru că ploaia a venit și deocamdată vremea e ceva mai bună. Gabriela, îți mulțumim foarte mult pentru această corespondență. Continuăm.